Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să facem și o scurtă revenire la cazul Horodnicianu, adică vicepreședintele CSM, fostul procuror șef de la DIICOT, care a făcut scandal când l-au oprit doi polițiști în trafic și a încercat să-i intimideze. Dacă nu mai țineți minte, s-a întâmplat la începutul lunii mai, noaptea de 5-6 mai. Iată câteva momente din... că sunt fabuloase. Câteva momente înregistrate din interacțiunea domnului procuror cu polițiștii. Pentru că ne-ați depășit, așa, în primul rând... Am voie să mă depășesc, sau ce? Este limită de 50. Așa. Noi circulam deja cu 70 la oră. Domnule, lăsați-vă termin. Sunt, da? Cine sunteți? Sunt procuror șef Horodnicianu la crimă organizată. Nu mă cunoașteți? Nu mă cunoașteți. Nu mă cunoașteți? Dar de ce nu mă cunoașteți, oare? De unde sunteți noastră? La Vaslui sau la Iași? Agent David, din cadrul secțiunii Poliției Rurale. Mă prezint. Vă rog să-mi dați, da, vă rog să-mi dați, vă rog, documentele noastre. Mamă, în cap am numai filmări din camerele de bord ale mașinilor de poliție americane, când un șofer face mescambe de-astea cu polițiștii care îl trag pe dreapta, și e trântit pe jos, tăzuit, îi bagă și un taser de ăla și încătușa și dus la secție, la fază de-asta. Practic, fac cunoștință cu el. Ce înseamnă taser? Că nu știu. Taser sunt pistoalele alea cu electrice. A, și le electrocutează? Le electrocutează ca să stea cu minte. Adică nu le împușcă. Da. Nu ai văzut taser niciodată? Nu. Ok, hai. Adică am văzut niște atentiți pe asfalt, dar n-am remarcat aia. Da, cu... taser. Și mai sunt, că au fost acolo mai multe. Hai să mai dăm ceva, ce era frumos. Dar ce faceți dumneavoastră la ora asta? Ce faceți? Pe strada principală dintr-un sat? Nu, domnul meu. Asta dacă vreți să vă spunem... Da, vreau să-mi spuneți, da. Ei, trebuie să vă răspund. Am să vorbesc cu șeful IPJ-ului. În ultimele două săptămâni au fost mai bine de 6 cazuri de furturi de animale în zonă. Pe strada principală? Dar m-am văzut aici când m-am dus încolo. Păi, m-am văzut, m-am văzut în prezență în stradă, nu e un lucru bun? În strada principală? Dumneavoastră căutați să vă ții picăm, domnule. În stradă. Deci vă învăț, o să vă faceți treaba sau ce? Vreți să vă înveți procuratura? Deci, hai, uitați-vă, vă rog, Vlad. La ce atitudine a văzut că sunteți în măsură să ne învățați? Sunt în mare măsură, domnule. Eu sunt procuror 25 de ani, dar de când ești polițist? De 15 ani. Da, pentru că animalele se fură în transhumanță, crede domnul Horodnicianu. Adică dacă fur turma de oi, practic pleci cu ea pe câmpuri, așa, până unde o să o vinzi, nu o urci în vreun camion sau ceva, n-o pui. E, nu se merge pe șosea cu animalele furate, nu, nici un hoz nu pune animalul furat în vreo mașină. E numai pe câmp, prin boscheți merge. Are experiență de 25 de ani, poate... Se duce până în Balcani, până în sudul Balcanilor, face transhumanță, da, ultima transhumanță. Epocala a fost aia cu, nu din cauza, ci datorită. Datorită, da. Eu sunt în măsură să fac orice. Da? Din cauza mea, dumneavoastră, aveți undeva un 15% la salariu. Adică, în favoarea dumneavoastră. Da? Eu am vorbit cu ministrul Oprea în 2016 și dumneavoastră ați luat 15%. Dacă era polițist, dar nu cred. Dacă datorită dumneavoastră, nu din cauza dumneavoastră. Datorită, da. În cazul dumneavoastră, din cauza, da. Bombă! Eu aici, în locul ăsta, am... lăsam jos. Da, mă lăsam de meserie și îmi vedeam de viață. Da, hai dați-mi amenda și... Ia permisul, du-te, lasă-mă că m-ai făcut praf. Hai mă, că nici măcar asta nu-i făceau. L-au oprit să-i spună să meargă mai încet. Da. Deci dacă era cineva care nu-l cunoștea pe domnul Horodnicianu înainte de acest incident, acum sper că așa cum își dorește dânsul, cunoaște chiar toată lumea. Asta se întâmpla, cum spuneam, la începutul lunii mai și de atunci tot așteptăm un rezultat al anchetei disciplinare pe care CSM a declanșat-o în acest caz. Nu de alta, dar știm cu toții că CSM, adică Consiliul Superior al Magistraturii, e fiert pe respectarea imaginii și verticalității magistraților. Normal. Că CSM l-a dat afară din magistratură, de exemplu, pe judecătorul Cristi Danileț, după ce acesta s-a filmat când tundea iarba în curtea lui. CSM a spus că vorba lui Nenea Iancu, așa un afront adus la imaginea magistratului, e inadmisibil și impardonabil și l-au dat afară. Tunzi iarba și te filmezi, nu, e praf, ești varză, dispari. Deci nici nu ne imaginăm ce va face CSM în cazul procurorului Horodnicianu, fost șef de ICO și vicepreședinte a CSM, care e în stare de așa ceva cu doi polițiști. Adică nu ne imaginăm până ieri pe la amiază, când am aflat că acești doi polițiști, care au avut tupeul să-l oprească pe domnul procuror în trafic, fără să-l cunoască, și care au fost agresați verbal de acesta, sunt acum, țineți-vă bine, cercetați penal. Ei au fost chemați la audieri cu privire la... infracțiunile de abuz în serviciu și divulgare de secrete de serviciu sau nepublice, a anunțat ieri polițistul Marian Godina. Ah, că i-au spus să lui ce fac ei pe acolo. Da, probabil. Da, adevărat și... că dacă ăsta era complice cu hoții de animale. Plus că și pe călea că-i procuror. S-a filmat și s-a aflat, adică că de ce au spus? Că nu era public că procurorul Horodnicianu i-a amenințat și a încercat să intimideze. Asta nu putea fi făcută publică treaba asta, trebuia să rămână acolo, trebuia să afle nimeni. Și din cauza asta îi cercetăm, adică înțelegeți cât de răsucită este
Asta e mafia din sistem, de fapt, așa se lucrează. Mafia care consideră că abuzul este din partea polițiștilor, că au fost, cum să spun, ei sunt vinovați, știi? Asta e abuz în serviciu, să-ți permiți să oprești în trafic și să-i ceri actele unui șmecher, unui șef din justiție. Și sunt foarte curios să văd până unde o să ajungă rușinea asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.